Un sfert din lucrările de la Arena Eroii Timișoarei sunt finalizate. Primul stadion construit în oraș după 60 de ani printr-o investiție de peste 100 de milioane de lei a primăriei municipiului Timișoara prinde contur. La peluza est și vest au fost turnați stâlpii de structură din beton și o parte din gradenele pentru locurile de stat jos au fost montate. Ultimele lucrări la fundații urmează a fi finalizate la Tribuna Nord. Sunt mulțumit de ritmul lucrărilor. La puțin peste șase luni de la începerea șantierului am în început deja să montăm gradenele pentru spectatorii. Mai e mult de lucru în fața noastră, dar sunt încrezător că vom reuși să recuperăm din decalajul pe care Timișoara îl are la infrastructura sportivă. E un stadion pe care îl construim 100% din banii timișorenilor, a transmis primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Stadionul de pe calea Buziașului va fi de categoria 4, ceea ce va permite inclusiv organizarea de competiții internaționale. Capacitatea prevăzută este de 10.101 locuri în tribune. Terenul va avea gazon natural și dotări ultramoderne. La parter vor fi vestiare, birouri, cabinet medical, punct de poliție, puncte de prim ajutor și multe altele. De asemenea, va fi amenajată o parcare cu peste 430 de locuri, dar și un loc de joacă pentru copii. Termenul de execuție este de 2 ani și 3 luni.